Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci este un prilej de bucurie și de rugăciune pentru credincioșii ortodoxi români de la parohia Pârnea Urad din Serbia. În ajunul sărbătorii, la fel ca și în anul trecut, în mijlocul lor s-a aflat Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, care a săvârșit slujba de priveghere și a sfințit o troiță din lemn amplasată în curtea bisericii. Aici, la biserica din Pârneaura, se cunoaște și se păstrează această tradiție veche a unui pelerinaj pe care credincioșii îl făceau la sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, când se adună cu toții, când participă la slujbe de vecernie, la rugăciuni de dezlegare, privegheri în timpul nopții și, bineînțeles, rânduiala Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie, chiar în ziua praznicului înălțării Sfintei Cruci. Avem deosebită bucurie în sânul nostru să fie Preasfințitul Episcop Siluan pentru a doua oară și noi credem că acest lucru va trece în tradiție. Împreună cu dânsul, astăzi am reușit la înălțarea Sfintei Cruci și noi să înălțăm o cruce, o Sfântă Troiță, am înălțat-o în mijlocul satului, lângă Sfânta Biserică, care va fi ca stâlp și ca semn de biruință al tuturor pelerinilor care vin aici și al setenilor din această localitate. Pârneaura este locul cel mai potrivit pentru această Sfântă Troiță, deoarece aici se venerează Sfânta Cruce încă din anul 1934. Pârneaura sau Središtea Mică este o localitate din Serbia situată la 12 km de orașul Vârșeț.